Pentru a veni în sprijinul persoanelor vârstnice sau a celor aflate în imposibilitatea de a ieși din casă la temperaturi foarte scăzute, similare celor prognozate până la sfârșitul acestei săptămâni, voluntarii filialei de Cruce Roșie au demarat o nouă acțiune umanitară. Echipe de voluntari pe care îi vom trimite la diferite solicitări vor asigura achiziționarea din magazine, din farmacii sau eventual și plata unor factorii care au termen scadent și care nu suportă amânare. Familiile și persoanele aflate în dificultate pot solicita serviciile voluntarilor prin intermediul telefoanelor puse la dispoziție de poliția locală. Un simplu apel la 0249954 sau 0249422245 poate rezolva o problemă vitală. La sosirea la domiciliul solicitantului, reprezentantul Crucii Roșii trebuie să se legitimeze. Pentru a avea foarte mare încredere în voluntarii pe care îi trimitem, care sunt voluntari testați, sunt voluntari care au parcurs deja proiecte ale Crucii Roșii și toate sunt proiecte umanitare, adică sunt persoane care își doresc să fie acolo și să ajute. Voluntarii vor avea însemnele Crucii Roșii, asta înseamnă că vor avea o vestă roșie similară cu cea pe care, cea pe care o port acum și vor prezenta legitimația vizată și ștampilată cu ștampila filialei de Cruce Roșie pentru anul 2016. Ținutele pe care le folosim se află în patrimoniul nostru, nu se află la voluntari acasă. Prin urmare, la fiecare demers de această natură, voluntarii ajung la filială și își primesc vesta, după care o returnează. Produsele sau facturile vor fi achitate cu banii persoanei care a solicitat ajutorul voluntarilor, urmând ca după realizarea serviciului să se prezinte chitanțele și restul acolo unde este cazul.